Proiectul Clio Explorer prezintă informații din culisele muncii de cercetare-restaurare desfășurate de cercetătorii științifici și muzeografii muzeului. În cadrul acestui proiect, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău ne prezintă informații din culisele muncii de restaurare. Teodora Jugăstran și Ana Maria Elecheș, restauratoare în cadrul secției de arheologie preventivă, vă propun o incursiune în ceea ce înseamnă munca de cercetare a specialiștilor care își desfășoară activitatea în laboratorul de restaurare al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău. Principalul obiectiv al demersului este acela de a aduce în fața dumneavoastră activitatea mai puțin cunoscută publicului larg, pe care o desfășoară un specialist restaurator. Această prezentare este prima din seria celor patru care vor urma pe parcursul acestui an și este o expunere generală a ceea ce înseamnă munca de restaurare a patrimoniului cultural mobil. În continuare vom descoperi împreună, pas cu pas, poveștile unice ale unor piese din patrimoniul instituției. Artefact plus restaurare, o ecuație patrimonială. Patrimoniul cultural nu își găsește nici unde menirea mai bine și nu este loc unde să fie păstrat și protejat mai responsabil decât într-un muzeu. Soarta acestor valori depinde în mare măsură de cei care le investighează și restaurează în aceste instituții. Muzeul, ca instituție publică de cultură aflată în serviciul societății, colecționează, conservă, cercetează, restaurează, comunică și expune în scopul cunoașterii, educării și recreării mărturii materiale și spirituale ale existenței și evoluției comunităților umane. Funcțiile principale ale muzeului sunt constituirea, conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal, evidența, protejarea, cercetarea și dezvoltarea acestuia, punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoașterii, educării și recreării. Acest domeniu, fără de care nu putem vorbi și mai ales nu putem deține patrimoniul cultural, necesită sedii amenajate special, laboratoare, aparatură de investigații modernă, aparatură performantă pentru procesul tehnologic efectiv de restaurare și conservare, precum și utilizarea celor mai performante tehnologii informațional-comunicaționale. Specialiștii, oamenii care își aduc contribuția la păstrarea în bune condiții a patrimoniului cultural, sunt cei care în fiecare moment al activității lor rămân conștienți de faptul că de ei depinde păstrarea fiecărui obiect în parte. Ei sunt cei care descoperă, pas cu pas, povestea unei piese patrimoniale unice. Restauratorul trăiește etapă cu etapă fiecare moment al readucerii la viață al acelei piese, al fiecărei piese în parte. Restaurarea și conservarea patrimoniului este o disciplină care face apel la toate științele care pot contribui la studierea și păstrarea acestuia. Este o activitate cu un caracter deosebit și are ca scop conservarea și punerea în evidență a valorilor estetice și istorice ale patrimoniului, fiind întotdeauna precedată și însoțită de un studiu arheologic și istoric al obiectului de patrimoniu. Restaurarea, prin definiție, reprezintă o intervenție competentă, realizată cu mijloace adecvate, asupra unui bun cultural mobil, cu scopul de a stopa procesele de deteriorare, de a păstra cât mai mult posibil din original și din semnificația inițială a obiectului asupra căruia se intervine. Fără restaurarea și conservarea obiectelor de patrimoniu, nu ar fi posibilă salvarea, păstrarea și expunerea acestora. Întregul mecanism care se desfășoară în spatele ușilor închise, în laboratoarele de restaurare, are la bază investiții deosebit de importante, dar și realizate constant.
Lucrările de restaurare sunt întotdeauna însoțite de documentații precise, sub forma de rapoarte analitice, ilustrate cu desene și fotografii. Toți pașii de lucru, de la degajare, consolidare, până la reconstituire și integrare cromatică, precum și elementele tehnice și formale identificate în timpul intervențiilor, sunt consemnate în fișa de restaurare a obiectului. Restaurarea este o operațiune care trebuie să poarte un caracter excepțional. Ea are ca scop conservarea și revelarea valorilor estetice și istorice ale artefactului și se fondează pe respectul substanței vechi și a documentelor autentice. Lucrările de restaurare vor fi întotdeauna însoțite de elaborarea unei documentații precise, toate etapele lucrului de degajare, consolidare, elemente tehnice vor fi consemnate în documentația de restaurare. Știința restaurării impune reguli stricte, legi și structuri, dar și cunoașterea altor discipline, fizica, chimia, biologia, ce stau la baza diagnosticării stării de conservare a piesei și a procesului tehnologic de restaurare. Pe baza cercetărilor făcute, restauratorul precizează diagnosticul, problemele pe care le prezintă obiectul, precum și intervențiile care se impun pentru soluționarea lor. Fixează tratamentele de curățare, neutralizare, stabilizare, tehnici de protecție care trebuie făcute pentru consolidare, completare. Analizând cu atenție elementele structurale ale artefactelor, putem reveni în timp, realizându-se o cunoaștere critică a modului în care s-a folosit materialul, în drumul acestuia, de la sursă de materie primă până la obiect finit cu utilizare precisă. În acest sens, analizele și investigațiile fizico-chimice ne oferă date care se referă la identificarea surselor de materii prime, a centrelor de prelucrare a materialelor, cunoașterea tehnologiilor de producere ale obiectelor, precum și o apreciere critică a stării de conservare. Acestora. Rezultatul final al cercetărilor trebuie să dea răspuns la următoarele întrebări. Când a fost făcut obiectul? Cine l-a făcut? Unde, cum și din ce materiale? Ce funcții a avut? Din ce elemente se compune? Ce modificări de stare a suferit? Care sunt cauzele? Și care sunt efectele acestora. În cursul procesului de restaurare, specialistul trebuie să respecte următoarele principii, fără de care activitatea de restaurare nu ar avea caracter științific. Primul principiu. Primum non nocere. În primul rând, nicio intervenție nu trebuie să înlăture, să diminueze sau să falsifice părți ale obiectului, adică păstrarea în totalitate a părților originale din obiect. Principiul 2. Compatibilitatea materialelor. Este obligatorie folosirea unor materiale similare celor originale. Principiul 3. Reversibilitatea. Folosirea unor materiale și substanțe reversibile, care pot fi îndepărtate ulterior, fără a afecta starea obiectului.
Materialele nereversibile se vor folosi numai în situații limită, în care utilizarea lor ar constitui singura modalitate de salvare a obiectului. Principiul 4. Lizibilitatea intervențiilor. Toate intervențiile asupra obiectului, din punct de vedere al naturii, poziționării, completării zonelor lacunare, să se poată observa fie prin examinare directă, fie prin intermediul documentației din dosarul de restaurare. Principiul 5. Restaurarea se oprește acolo unde începe ipoteza. Nu se vor întregi piesele care nu prezintă minimum 50% din original. În final, se va urmări evoluția stării obiectului restaurat prin efectuarea de controle periodice. Este imposibil de a surprinde în cuvinte toate nuanțele, complexitățile, problemele ce apar, dar și tehnicile și etapele activității restauratorului. De aceea suntem convinși că imaginile prezentate fac mai mult ca 1000 de cuvinte.